Și începem cu o transmisiune în direct chiar în aceste momente din orașul ucrainean Liov, acolo unde se află în continuare colegii mei Cristi Popovi și Costi Pahonțu. Haideți să vedem care este situația acolo. Cristi, vin la tine pentru că în acest moment așteptăm detalii legat de acele coridoare care ar trebui să se formeze în mai multe orașe, astfel încât cei care au rămas acolo să poată pleca în siguranță din țară fără să le fie teamă. Se va întâmpla sau nu lucrul acesta? Ce date ai tu? Bună ziua! Ar fi 6 orașe, sunt informațiile de ultimă oră, unde ar intra în vigoare acest acord de încetare a focului, astfel încât localnicii să poată fi evacuați în siguranță. Însă pentru 2 din ele, pentru Kiev și pentru Harkov, aceste coridoare, vezi, ar urma să fie doar spre țările controlate de Rusia, spre zonele controlate de Rusia. Mai exact, cei din Kiev ar putea fi evacuați spre Belarus, iar cei din Harkov spre Federația Rusă. Nici unii, nici alții nu au coridoare verzi către Europa, așa cum își doresc mult să ajungă aici, în Lvov, pentru a merge mai departe cu trenurile sau cu autobuzele către Polonia. Între timp, în urmă cu puține minute, ministrul apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov, a avut un mesaj, a făcut o postare încurajatoare pentru poporul ucrainean și îngrijorătoare în același timp, spunând că invadatorii vor lansa în zilele următoare atacuri grele asupra Kievului, Harkov, Cernihiv și Nicolaev. Spune acesta că au venit însă întăriri dinspre Occident și spune că au primit forțele ucrainiene peste 50.000 de veste antiglonți și de căști, fără să detalieze și despre alta aparatură, spunând doar aparatură militară, tehnică militară, spunând doar că rușii vor avea o surpriză de proporții în perioada următoare. Recunoaște însă Reznikov că rușii au un avantaj în aer și pe mare. Tocmai aceasta este tactica Moscovei, să distrugă de la distanță orașele din Ucraina, dar susțin autoritățile din Ucraina că în curând parte din trupele terestre vor fi epuizate și vor fugi către Rusia, se vor retrage către Rusia, pentru că în lupta de la sol ucrainienii rezistă și par să aibă un avantaj, mai ales asupra convoiului de peste 30 de kilometri care stagnează de zile bune în apropiere de Kiev și pe care ucrainienii reușesc să-l bombardeze de la sol cu artilerie grea și cu militari care au aruncătoare de rachete, distrugând tancuri și blindate. Așteptăm astăzi să vedem dacă rămâne în vigoare acest acord de încetare a focului în zonele critice pentru a fi evacuați sute de mii de oameni. Cristi, mulțumesc!